Și să-l faci stai, să nu fac și astăzi. V-ați văzut că... Nu știu, o problemă cu Brawl Stars, care m-a întâmpinat-o și... Când am rezolvat problema asta, am... deinstalat jocul și după aceea am mers. Dar acum l-am deinstalat și tot la fel. Zice, connected to server. Și... Na, normal trebuia să deschidă jocul, habar n-am de ce. Probabil de la anumit update-uri. Normal trebuia să încarce până acum. Și am așteptat, dar nu știu care fă faza. Și cine știe, poate spune în comentarii care faza. Ca să continuăm și aia de Brawl Stars. Și... Na. Pentru că, na. Eu vreau să joc acum, dar nu neapărat să finez, nu chiar acum, dar... E de, cred că... De azi, la nu știu ce oră n-am mai mers. Și puteți să spuneți ce trebuie să fac, să elimin cake-urile, să elimin datele, dar dacă elimin datele, mi-e frică să nu îmi pierd contul, ca să am făcut și la atunci când mi-am pierdut contul principal Brawl, care n-are multe trofee în momentul de față. Și da, puteți să-mi spuneți în comentarii care e faza, pentru că eu chiar nu știu care e faza, de aceea am postat și video cu Cătălin Talent în loc să postez Brawl Stars. Și puteți să spuneți neapărat ce are, pentru că, na, nu prea îmi place chestia asta să zică connected to server și să nu meargă jocul efectiv. Și poate când o să meargă o să mai fac episoade, când o să mai joc cu diferiți brawler pe solo, pe duo, poate o să face și 2200 de trofee, dar și obiectivul meu principal în momentul de față este să și deschide jocul, după cum puteți vedea, nu se deschide. Și am așteptat câteva minute, după aceea am decis să-l închid jocul. Și puteți să spuneți și dumneavoastră care e faza. Și am avut problemele astea, cum am spus, de fiecare dată când Brawl Stars 8, dar am avut problema asta. Eu am șters jocul, după aceea mergea și am așteptat să restartat jocul și mergea, dar... Acum am făcut același lucru și nu am mers. Odată am stres cake-urile și datele de la joc și am mers, dar nu vreau să... Dar mi-am speriat progresul și nu vreau să modific anumite chestii. De exemplu, să mă întrebi dacă vreau să sterg contul Alexandru Novak sau mai știu ce. Și eu pas să dau din greșeală și să sterg contul și să mă pun un cont care are un cont nou. Și noroc că m-am un telefon și pe ăla, dacă ar trebui să meargă Brawl Stars, că altfel nu știu ce fac, că pe PC am încercat să joc, am mers, dar nu m-a dat pe contul meu, m-a dat pe alt cont. Și că am dat să mă corectez cu contul meu, nu știu care e faza. Și sper că n-am modificat ceva pe acolo, că de asta mi-e frică să... Na. Și asta a făcut și prima oară când l-am avut și asta face și acum când l-am reinstalat. Și puteți să-mi spuneți, fraților, care e problema, pentru că eu mă putut să fac. Puteți să faceți și un tutorial, cei care... Am un canal de YouTube, să facă tutorial cum să rezolvă problema. Pentru că eu întâmpin problema asta la Brawl Stars de ceva timp. Știu că un prieten mi-a zis că trebuie să aștept, dar am așteptat, dar... Tot nu. Știu că trebuia să aștepți, dar normal trebuia să zic cu connected to server și să restartezi jocul și să încarci dacă era ceva. Dar asta, normal trebuia să zic cu connected to server și să deschidă, să încarci, nu să zic la infinit. Și, na, nu vreau să vă lungesc foarte mult cu filmarea asta, dar vreau să știți că dacă nu o să mai postez Brawl din cauza asta, că nu merge jocul, efectiv. Na, și cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Eu am fost Alexandru Novak și noi desigur ne vom auzi data viitoare, pa. A, da, și am mai făcut un episod cu, în trecut, genul ăsta, un episod de Free Fire, de ce nu merge Free Fire. Vreau să fac și un episod și dintr-o de eroare și mi-a spus cineva că... Acolo era o problemă cu serverul, trebuia să updateze, dar aici nu știu care e faza, nu mai poate joace nimeni sau nu știu care e faza. Dar efectiv nu poți juca, dar în fine, cam asta a fost și episodul, na, pa.